Anunțul despre plafonarea tarifelor RCA a fost făcut de premierul României în ședința de guvern de miercuri. Prelungim plafonarea prețurilor la polițele RCA pentru încă 3 luni, până la sfârșitul anului 2024. Luăm această decizie la propunerea Autorității de Supraveghere Financiară. Astfel preîntâmpinăm apariția unor dezechilibre în piață și creșterea prețurilor la aceste polițe auto. Proprietarii de mașini se plâng că tarifele, chiar dacă sunt plafonate, sunt prea mari. Bine, momentan, dacă s-a plafonat, adică prețurile să rămână cam aceleași. Cam cât plătiți la RCA? Păi, vă spun că la asta s-a plătit vreo 14 sau 15 milioane pentru asta pe firmă. Vedem acum când o trebuie să schimbăm asigurarea, că am până în decembrie asigurarea și... Ai făcută pe... E bine că s-a nimerit așa să se plafoneze până în decembrie. Da. Vedem acum dacă să mențin prețul ăsta. Foarte mari. De exemplu, mie pe firmă mi-a venit la mașina aceasta 37 de milioane pe an. Păi dacă fac calculul în 2-3 ani, pe valoarea la o mașină, la mașina asta. Skoda Octavia 1.6. Deci sunt destul de mari. Au fost plafonate acum până la finalul anului. Depinde ce înseamnă plafonare pentru ei. Pentru noi nu știu ce înseamnă. La noi nu e plafonare. Să le plafoneze de tot. Și nu acum, acum pentru o zi, două, trei. Pentru ani și ani de zile. Că sunt niște bani care îi dăm de pomană. 8 milioane. Mult, puțin? Păi mult, sigur că da. Că e mult, foarte mult chiar. Și cum vedeți această măsură a plafonării prețurilor până în decembrie? O hoție. Ca de obicei. De la altă anul hoție. Ce credeți că se va întâmpla? Altă hoții, mărește mereu, nu mai iau după ei, așa mări mereu. De câte ori am fost să plătesc, mai mare, mai mare. Plafonarea tarifelor RCA a fost prelungită de mai multe ori. Sunt aproape 2 ani de când a fost luată această măsură.